Joi 20 iulie, în ziua de Sfântul Ilie, la Stănița va avea loc inaugurarea unui muzeu al personalităților culturale și ecleziastice din localitate, muzeu amenajat în casa în care s-a născut înalt preasfințitul Ioachim Băcăuanu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Deci evenimentul de joi 20 iulie cuprinde un program divers de manifestări cultural-religioase ce vizează sfințirea și inaugurarea Muzeului Etnografic și a casei memoriale a personalităților culturale și ecleziastice din Comuna Stănița, numeroase de altfel, și care va cuprinde exponate ce au aparținut acestor personalități, între care amintim pe Părintele Arhimandrit Ioanichie Bolan, pe Părintele Arhimandrit Vichente Mălău, maicile de la Văratec și de la Agapia, care și-au obârșit în această zonă, și, bineînțeles, casa în sine, care este casa copilăriei înalt preasfințitului Părinte Ioachim și care, din dorința părintelui său, a tatălui său, a devenit muzeu, s-a transformat într-un salon al personalităților și într-o casă cu specific țărănesc, cuprinzând obiecte de uz gospodăresc din zonă și cele care au aparținut familiei înalt preasfințitului Părinte Ioachim. Toate acestea vor fi strânse în această casă și vor putea fi vizitate de către toți cei care vor dori să cunoască mai îndeaproape spiritualitatea acestei zone și, bineînțeles, tradițiile locale, exponate care au fost culese de la diferite familii din zonă, unele, așa cum am spus, aparținând familiei Giosano și altele celorlalte familii care au dorit să le doneze pentru a fi expuse în acest muzeu. Manifestările vor începe joi 20 iulie cu o slujbă de pomenire a tuturor eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, care va fi oficiată de un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul Ioachim Băcăuanu la Monumentul Eroilor. Ulterior liturghiei se va tăia panglica inaugurală a casei personalităților cultural-ecleziastice, moment la care vor mai participa președintele Consiliului Județean Ionel Arsene și primarul Comunei Stănița Laurențiu Todireanu. Casa copilăriei înaltului ierarh a fost reabilitată printr-un parteneriat dintre Arhiepiscopia Romanului și Consiliul Județean Neamț. Evenimentul de joi începe cu Sfânta Liturghie, care, în cadrul căruia se va face o ectenie de pomenire a tuturor celor care au plecat spre cele veșnice. Apoi, după Sfânta Liturghie, la Monumentul Eroilor din centrul localității, se va face o slujbă de pomenire a tuturor celor care au căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea libertății și a demnității noastre românești, dar și a celor care au părăsit această lume și care și-au obârșia în această localitate. După care va fi evenimentul despre care am amintit, tăierea pamblicii și inaugurarea acestui muzeu vivant. Sperăm noi un centru și un punct de cotitură în această zonă, un punct de atracție pe viitor în care tinerii, elevii și, bineînțeles, adulții vor avea posibilitatea să meargă pentru a cunoaște îndeaproape toate aceste valori pe care biserica și neamul nostru le are și, iată, vor fi expuse într-o mică parte în această clădire. Ea a fost construită, reabilitată, cu ajutorul Consiliului Județean Neamț și cu ajutorul, cu sprijinul domnului președinte Ionel Arsene și, bineînțeles, fondurile fiind foarte bine chivernisite de către Consiliul Local Stănița, sub directă coordonarea domnului primar Laurențiu Todireanu. Toate aceste lucruri au fost posibile datorită unui parteneriat în care și prin care noi ne-am angajat să fim parte a acestei conlucrări în ideea de a scoate și de a duce la final această lucrare. Construirea acestui muzeu etnografic în zonă își propune valorificarea potențialului geografic al zonei, pe aici trecând un drum județean care leagă Neamțul de județul Iași. În perspectivă, aici va fi construit un centru rezidențial pentru bătrâni, având case rezidențiale pentru îngrijirea persoanelor în vârstă rămase fără sprijin din partea familiei. Este o zonă izolată. Intenția noastră este de a valorifica și potențialul geografic al zonei și cel economic, pentru că planurile noastre merg mult mai departe, dincolo de inaugurarea acestui muzeu. Ținem cont de artera rutieră care leagă cele două localități,
apropiate romano de localitățile limitrofe ale județului Iași și sperăm pe viitor că se va face o arteră să lege cele Oțeleni și localitățile care sunt în apropierea județului Iași. Este calea ferată care traversează comuna Stănița și prin dezvoltarea aici a unui centru pe care noi intenționăm să-l materializăm într-un viitor foarte apropiat, a unui centru rezidențial pentru bătrâni și persoane neajutorate și fără adăpost, a celor care sunt singuri în speță. Este un gând mai vechi al unui preasfințitului Părinte Ioachim de a face aici o mănăstire. Intenția a fost primită cu foarte mult entuziasm de către locuitori și domnul primar a spus că ne dă tot concursul, ne oferă un teren al dumnei sale pentru a putea construi acolo acest așezământ și, bineînțeles, nu va fi un așezământ social așa cum sunt cunoscute, în speță o clădire în care vor fi adăpostiți bătrânii, ci vor fi case rezidențiale, adică mai multe case care vor forma un sătuc, pur și simplu, pentru bătrâni, în care vor avea acces la toate utilitățile și vor fi îngrijiți și din punct de vedere medical și susținuți material, sperăm noi, de persoane cu bună credință și cu intenții sănătoase din acest punct de vedere. Reprezentanții Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului speră ca acest nou muzeu să fie preluat de Complexul Muzeal Județean Neamț și astfel să intre în circuitul muzeal neamțean. Dacă va fi recunoscută ca atare zona și dacă acest obiectiv pe care noi îl inaugurăm joi de Sfântul Ilie va avea trecere, fiind înscris într-un circuit cultural mai larg, sperăm că zona să devină din ce în ce mai cunoscută și prin apropierea oamenilor de bine să o facem cât mai facilă pentru toată lumea. Organizatorii se așteaptă ca acest nou obiectiv muzeal să poată fi introdus cât mai curând în circuitul muzeal județean. Pe viitor, în aceeași zonă va fi construită o mănăstire de maici. Am demarat niște discuții, sperăm ca ele să devină, să se materializeze. Sperăm ca cei de la Direcția de Cultură a Județului Neamț să fie receptivi la intenția noastră și la dorința noastră, pentru că este încă un obiectiv care va putea fi exploatat din acest punct de vedere și de către Direcția de Cultură și de către oamenii doritori de cunoaștere și de cultură. Patrimoniul acesta al Județului Neamț este extraordinar, numai că trebuie pus în valoare cum se cuvine de către oamenii, le spun, cu o funcție de responsabilitate în acest domeniu. Și în ceea ce privește custodiile muzeului, cine este la ora actuală? La ora actuală este primăria Comunei Stănița și sperăm, într-un viitor apropiat, să devină cumva în custodia noastră arhiepiscopie, pentru că acolo, în apropiere, vom construi un metoc și va fi mult mai facil pentru noi să-l administrăm îndeaproape, fiind acolo măicuțe care să poartă grijă de tot ceea ce este în jur, atât și de muzeu și de planul de care v-am pomenit mai devreme. Pe termen mediu și lung, inițiatorii proiectului speră ca acest nou muzeu să atragă turiști extraregionali, tineri și adulți, turiști în grup și familii și grupuri organizate de elevi. Înființarea acestui muzeu va atrage după sine și investiții în infrastructura rutieră zonală, dar și crearea de noi locuri de muncă pentru populația din zonă.